Bună ziua! Da, da, da! Ne spuneți când suntem data. Ne recordam? Da, începem. Bună ziua! În primul rând, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în această după-amiază, în ziua de 27 martie 2018, cea mai importantă zi din ultima sută de ani a națiunii române. Nu vreau să dezvolt foarte mult însemnătatea acestei zile, doresc numai să vă transmit faptul că cele trei partide pro-europene de opoziție din Republica Moldova, împreună cu Partidul Național Liberal, partid membru al Partidului Popular European, partid opoziție din România, vor avea o conferință de presă comună. Le dau cuvântul liderilor celor patru partide să vă expună subiectele pe care le vom discuta astăzi. Domnule președinte Ludovic Orban. Mulțumesc, domnul Badea, să rămână, bună ziua. Am ținut neapărat să fiu prezent împreună cu colegii ai mei din conducerea Partidului Național Liberal în Republica Moldova, ieri, mai ales astăzi, pentru a marca împlinirea 100 de ani de la decizia istorică a sfatului țării, prin care Basarabia s-a unit cu România în 27 martie 1918. De asemenea, am ținut să fiu prezent în mod special pentru a ne manifesta susținerea pentru cele trei formațiuni politice democratice, pro-europene, formațiuni care sunt ca și noi parte componentă a Partidului Popular European, cea mai puternică formațiune politică din Uniunea Europeană, Partid Popular European, care deține conducerea Comisiei Europene, Consiliului European și de asemenea a Parlamentului European. Cu această ocazie vom semna protocoalele de colaborare cu PASU condus de doamna președinte Maia Sandu și cu platforma Demnitate și Adevăr condusă de domnul președinte Andrei Năstase. De asemenea, readucem aminte că încă din 2013 avem un protocol vechi și o colaborare extrem de prodigioasă cu PLDM-ul, cu care suntem practic într-un protocol de colaborare. Dorința noastră este de a fi alături de cele trei formațiuni politice în vederea realizării unei uniuni trainice care să ofere cu adevărat cetățenilor Republicii Moldova o alternativă solidă, o alternativă serioasă față de ceea ce se întâmplă astăzi în conducerea politică, atât la nivelul președinției, cât și la nivelul guvernului. Vom semna împreună protocolul de colaborare cu doamna președinte, pe care o indic. Închei intervenția mea prin încrederea și optimismul că cele trei formațiuni politice care reprezintă un nou val în politică, o nouă speranță pentru cetățenii Republicii Moldova, împreună
uniți în Europa vor avea capacitatea să ofere o alternativă serioasă atât în alegerile pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, cât și pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc în toamnă. O invit pe doamna președinte Maia Sandu să vizionă. Mulțumesc! Bună ziua! Eu vreau să folosesc această oportunitate să felicit toți românii cu prilejul acestui eveniment istoric extrem de important pentru noi toți și vreau să vin cu un mesaj, cu un apel la unitate și ceea ce facem noi astăzi este un exemplu de unitate a forțelor pro-europene anti-oligarhice. Mesajul nostru este că în acest an extrem de important pentru noi în care urmează să fie un mod decisiv, trebuie să câștigăm împotriva corupților și a celor care vor să instaureze în Republica Moldova o dictatură. E important să conștientizăm cu toții acest pericol și să demonstrăm această unitate a forțelor, indiferent dacă vorbim de oameni care cred că pot să conteze pe unirea cu România astăzi sau mâine, sau dacă vorbim de categorii de oameni care împărtășesc valorile europene, dar nu neapărat împărtășesc și idealul unirii la moment. E important să conștientizăm aceste riscuri și să venim împreună pentru ca să construim democrație și să ne punem de România prin proiecte concrete, proiecte realizate în domeniul educațional, proiecte realizate în domeniul electroenergetic, pentru a avea, știu, posibilități mai mari pentru tineri, pentru a avansa în construirea unui mediu de afaceri și în atragerea investițiilor din România. Sunt nelimitate posibilitățile de colaborare, trebuie să existe disponibilitate la nivelul autorităților de la Chișinău și a celor de la București și la București se pare că există această disponibilitate, trebuie să asigurăm o guvernare bună la Chișinău care să poată să ofere această posibilitate pentru îmbunătățirea relațiilor și pentru apropierea acestor două țări. Ne bucurăm să semnăm acest acord de colaborare cu PNL. Ne propunem să învățăm de la PNL despre cum e să lucrăm cu diaspora și cum e să folosim această resursă extraordinară pe care o are și Republica Moldova. Ne propunem să colaborăm pe dimensiunea administrației publice locale și știm că există multe localități care deja beneficiază de sprijin PNL și sperăm că aceste colaborări se vor înmulți. Dar sunt și multe alte dimensiuni, inclusiv cooperare pe mediul de afaceri, stabilirea relațiilor între oamenii de afaceri din Republica Moldova și din România. Deci astea sunt elementele principale acestui parteneriat și ne declarăm angajamentul nostru pentru implementarea acestui acord. Mulțumesc, domnule președinte. Spus că este o bucurie mare pentru mine că stau alături de liderul dreptei românești într-o zi importantă pentru noi toți. O zi importantă pentru noi prin faptul că 100 de ani în urmă se semna un act istoric, un act istoric cu conotație politică, conotație culturală, dar și spirituală, sentimentală. Este foarte important că astăzi semnăm acest protocol de colaborare între partidele noastre, partide frați, surori, în cadrul familiei populare europene, iar că această unitate, din punctul meu de vedere, trebuie extinsă și la nivelul cetățenilor celor două state pe care le reprezentăm. Și zic că prin eforturi susținute putem ajunge într-o bună zi să ne regăsim cu toții în cadrul Uniunii Europene, acolo unde ne leagă valori comune, principii și așa mai departe. Mă alătur cuvintele spuse de colega mea, doamna Sandu, și de președintele Ludovic Orban. Avem nevoie de unitate, unitatea tuturor celor care nu doar se declară, dar fac dovada faptului că sunt anti-oligarhici, sunt oameni democratici, sunt pro-europeni și cred că
cu această unitate, nu doar declarată, dar și demonstrată, putem obține rezultate bune, atât în cadrul municipalelor, cât și în perspectiva alegerilor parlamentare și, de ce nu, a prezidențialelor din 2020. Personal și platforma ta am văzut în permanență acest proces ca pe unul unitar și vom continua pe aceeași dimensiune. Repet, prin unitate putem câștiga întâi primăria, iar mai apoi scoate din captivitate întreaga țară. În lipsa acestei unități riscăm să pierdem, totul. Mulțumesc. Eu sunt foarte bucuros astăzi când sărbătorim această dată a centenarului, 100 ani de la primul pas făcut spre crearea României Mari, și sunt foarte mândru că reprezint un partid, Partidul Liberal Democrat, care a început această acțiune prin actul de semnare de unire în comunitatea Parcova și Fântâna Albă de către Marcel Snegur, și a făcut acest a fost primul pas spre această acțiune simbolică, și este foarte marcant data aceasta din contextul unui parteneriat peste 5 ani din Partidul Liberal Democrat și Partidul Național Liberal de România, ani în care am reușit să fim împreună și în campanii. M-aș referi aici la campania victorioasă de alegere a președintelui Klaus Iohannis, dar și la alte acțiuni comune, la proiectele care de acum le înfăptuim în înfrățirea comunităților conduse de către reprezentanții a Partidului Național Liberal de România și a Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova. Și iată că acest următor pas de unificare pe care îl întreprindem partidele noastre, astăzi și în cadrul un pic mai larg a parteneriatului european la care facem parte, la acest Partid Popular European la care s-au referit și colegii, să se transforme într-o unitate acțiunilor noastre politice și, de ce nu, să fim noi cei care să apropiem unirea, nu știu când va fi, va fi mâine, va fi peste o săptămână, peste o... neamului nostru, și noi ne dorim prosperitatea acelei familii europene la care, din care facem parte, sper eu, și noi facem parte, cel puțin și spiritual, și prin activitățile noastre politice. Și le doresc și colegilor mei din Platforma de Unitate și Adevăr și Partidul Acțiunii de Solidaritate să consolidăm acest spirit de unitate în lupta noastră politică, pentru că riscurile de rămânere într-o zonă, nici riscăm foarte mult să nu mai vorbim de statul independent, Republica Moldova, care se va afla într-o zonă gri și care poate să fie capturată după ce a fost uzurpată puterea în Republica Moldova de către un regim oligarhic și de cei care ne-au despărțit în 1812 și în anii ulteriori, făcând diferite pacte istorice de care vrem astăzi să ne debarasăm și să le chidăm completamente. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Pare că nu sunt întrebări. Nu sunt întrebări. Atunci vă mulțumim pentru prezență. Nu zice o dată, de două, de trei ori. N-aveți nicio curiozitate? Dacă nu. Constatăm lipsa Domnului, dacă îmi permiți, domnul președinte, aș vrea să amintesc încă un lucru, că de fapt tot mai mulți membri și a Partidului Liberal Democrat și, pe câte știu eu, PAS-ul și a Platformei, da, devin membri a Partidului Național Liberal, și deci noi probabil putem vorbi și de un nou fenomen, o acțiune politică comună. Deci este un lucru care eu cred că merită atenția și a presiei și a societății noastre. Ok.
atunci să continuăm în aceeași cheie. Astăzi, în grupurile noastre de tineri, din cele patru partide, PNL, Platforma Ta, Partidul Acțiune și Solidaritate, TVDM-ul, au semnat un document foarte important pentru noi toți. Așa că o primă colaborare fructuoasă, zic eu, au făcut-o tinerii noștri și ne-au dat și nouă un exemplu. Iată că noi urmăm ceea ce ne-a indicat tinerii noștri. Ok. Vă mulțumim. Mulțumim și să ne revedem și pe altă dată. La asta a fost întrebare? O întrebare, de la ce ziar sunteți? De la ce publicație sunteți? Sunt susținător. Un cetățean. Sunt doctoriță poetesă. Am înțeles. Cunosc când vine domnul Traian Băsescu aici, toată Moldova, toată Basarabia se adună în jurul lui. Nu toată, cam 30%, nu chiar toată. Mai sunt vreo 3 milioane. Nu se poate, nu, mă scuzați de așa întrebare, poate că nu, dar nu se poate cumva că el ar fi ajut. Dumnezeu îl susțin foarte mulți și prin el să facem mai repede. Nu mă întrebați de alți actori politici, eu sunt aici pentru a parafa o colaborare pe care sunt convins. O colaborare care sunt convins. Totuși. Stimată doamnă, ne puneți o întrebare? Doamnă. Eu am 81 de ani și vreau să ajung și eu. Mă bucur. Nu suntem aici prezenți. 40 lupt pentru întârziere neamului. Eu sunt româncă, la tradiție. Mă bucur și vă fericit. Dar scopul prezenței noastre aici e de a parafa acest acord de colaborare, de a participa la eforturile dreptei democratice, care, după părerea mea, reprezintă ultima speranță pentru Republica Moldova, pentru a oferi cu adevărat o guvernare în favoarea cetățeanului, care să respecte democrația, care să respecte drepturile și libertățile fundamentale și care să nu transforme puterea politică în mijloc de intimidare a cetățeanului, în utilizarea resurselor publice pentru a transforma opțiunile politice ale populației, ci pur și simplu în utilizarea resurselor publice pentru binele comun și pentru o traiectorie care să permită cu adevărat fiecărui cetățean al Republicii Moldova să aibă o șansă în viață. Ăsta e scopul prezenței noastre. Despre trecut, numai de bine. Despre viitor, suntem extrem de preocupați, interesați și suntem alături de acești lideri în care avem încredere și care avem convingerea că vor reuși. Vă mulțumim! Mulțumim! Da, facem.